Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV, un invitat de marcă astăzi pentru această emisiune, domnul profesor Svetoslav Cremarenko, trebuie să mă repet, o legendă vie a colegiului BPHD, unul dintre cei mai renumiți profesori de matematică, nu doar din județul nostru, ci din toată România. Și încă o dată îi mulțumesc frumos pentru că a venit la această emisiune. Din păcate, timpul este foarte scurt. Cred că aș avea nevoie de o zi întreagă pentru a sta de vorbă cu domnul Cremarenko și a ne spune din experiențele dânsului de viață. Dar pentru că mă grăbesc în această parte secundă, trebuie să citesc pentru început câteva din gândurile pe care le-au scris vis-a-vis de domnul profesor foștii elevi ai domnului Cremarenko. Nu știu cât de bine voi face, adică în sensul de a spicui lucrurile importante spuse de colegii dânsului, dar mă voi strădui. Iată ce zice, de exemplu, doctorul... De elevii mei, nu de colegii mei. De elevii dumneavoastră. De elevii mei despre mine. Elevii dumneavoastră despre... Așa. Da. Doctorul Aurelian Bădulescu din Franța, iată ce spune. Parcurgând cartea aceasta, nu e decât o fărâmă din experiența și viața dumneavoastră, așa cum a fost ea în anii de liceu, în anii de HD-u. Da, acum înțeleg de ce ați putut să o scrieți foarte repede, e o fotografie a realității dumneavoastră. Merg mai departe. Domnul profesor Marcel Țena, redactor șef al Gazetei Matematice, dascăl în Colegiul Național Sfântul Sava din București. O adevărată stea a învățământului buzoian și a învățământului românesc. Este unul dintre cei mai rafinați dascăl pe care i-am întâlnit. Valoarea sa profesională, stilul său elegant de a fi ca om și ca profesor și-au pus amprenta pe multe, foarte multe generații de elevi. Merg mai departe. Daniela Belinski lucrează doar la Microsoft prin Statele Unite. Iată ce zice aceasta. Orice aș face în viață, ceea ce am învățat de la domnul profesor a fost convingerea că orice problemă cu care m-aș confrunta poate fi rezolvată și perseverând depășești orice obstacol. Vă mulțumesc pentru una din cele mai importante lecții de viață pe care le-am primit. Mergem mai departe. Gabriel Vrânceanu, inspector de matematică la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Vă felicit, domnule profesor, pentru că prin dumneavoastră și prin colegii de catedră, mulți dintre noi și-au modelat traiectul vieții în coordonate spațiale variate, dar cu unitate în timp și convergență în gânduri. Și închei parcurgând spusele doamnei profesoare dr. Carmen Postolache, decan la Facultatea de Chimie. Așa, mulțumesc frumos pentru completare. Orele de matematică ne solicitau puterea de judecată și imaginație în egală măsură. Problemele din manual erau propuse pentru rezolvare, doar așa, pentru încălzire, apoi începea lucrul cu adevărat, cu probleme din celebrele caiete mecanice ale domnului profesor, cu coperți colorate diferit în funcție de capitol. De multe ori, când ne mai potigneam la tablă în rezolvarea vreunei probleme, ni se recomanda fă doi pași înapoi și privește tot ce ai făcut până acum. Da, zic un sfat bun și aș vrea să vă întreb, domnul profesor, cum e asta cu caietele mecanice ale dumneavoastră cu coperți colorate diferit? Ca să vă răspund la această întrebare, este nevoie să ne întoarcem cu vreo 20-30 de ani în urmă, când existau în librării niște caiete așa zis mecanice, apăsai, se deschideau și de acolo puteai să extragi o foaie, erau capsate și le puteai scoate, le puteai introduce și pentru că noi profesorii de matematică eram într-un fel nevoiți să ne selectăm materialul și să-l transformăm în probleme pentru clasele, știu eu, mai deosebite, pentru elevi mai deosebiți, pentru clasele a noua sau a zecea. Și atunci, ca să ne fie mai ușor, aveam caiete de astea mecanice care aveau diverse culori și acum culorile puteau să aibă și o altă semnificație. Aveam probleme pentru elevi de talie mijlocie și probleme
pentru cei cu aptitudini deosebite și atunci umblam la un caiet din ăsta cu probleme cu grad de dificultate mai mare, iar copiii din clasă care știau foarte bine ce reprezintă și ce grad de dificultate au problemele din caietele respective, când se deschidea un caiet din acela, bineînțeles că emoțiile lor creșteau și tensiunea la fel. Era un tremur în clasă, da? Când apucați dumneavoastră... Nu neapărat. Uite, știi ce? Uite, îmi face plăcere sau dumneavoastră nu ați citit aici din ce a zis Armeanu Floricel, dar vedeți dumneavoastră acest băiat deosebit, acum este om la 45-50 de ani, care, profesor universitar, văd, în Statele Unite. Profesor în Statele Unite, care 4 ani de zile a făcut matematică de performanță și iertați-mă, dar poate că unii dintre cei care au mai ascultat și celelalte interviuri ale dumneavoastră din ultimele zile. Dar fiind vorba de unul și același subiect, este inerent să reamintesc și pentru că acest fost elev a reprezentat pentru mine o adevărată legendă și în același timp o adevărată speranță. El din matematician s-a transformat peste noapte în candidat la Facultatea de Medicină, dar și aici o istorie pe care nu vreau să o mai repet, dar ceea ce vreau să vă spun este că a mers până acolo încât în clasa 11-a a intrat în lotul olimpic lărgit pentru Olimpiada Internațională de Matematică, ceea ce înseamnă că era aproape de cea mai ridicată treaptă a învățământului sau a matematicii, ca în clasa 12-a să decidă din niște motive pe care nu le mai repet să meargă la medicină. A fost pentru mine o pierdere imensă, dar un câștig nemaipomenit pentru el și să vă spun de ce. Pentru că părinții lui erau amândoi profesori de matematică și pentru că el, de fapt, își făcuse revelionul într-o familie de medici și a văzut care e diferența între nivelul de trai al unui profesor și al unui medic și la valoarea lui care era indiscutabilă și a dat seama că poate să facă și medicină. Așa cum și dumneavoastră m-ați întrebat pe mine la începutul emisiunii dacă puteam să mai fac și alte facultate și nu mi-ați promis. Vă spun sincer, puteam să fac, dar aceasta a fost un fel de destin, un fel de chemare. Și vă mărturisesc, dacă ar fi să o iau de la început, chiar dacă salariile sunt așa cum sunt și chiar dacă respectul pe care cei din jurul nostru îl au față de noi profesorii, pentru simplu motiv că materia primă cu care lucrăm este aceasta, este copiii. Și nimic nu poate să fie mai înălțător și mai frumos decât să modelezi în aceste suflete minunate pe care dacă știi să le dirigezi, pe care dacă știi să le modelezi, să le construiești, devin niște oameni minunați și iată cum după atâția ani acești oameni pe care i-am crescut și i-am format se întorc cu recunoștință către mine și reprezintă în ultima instanță în aceeași notă a discuției cea mai plăcută și frumoasă recompensă. Chiar vreau să vă întreb, domnul profesor, ce se întâmplă când mergeți dumneavoastră pe stradă? Când vă duceți la piață, vă întâlniți cu foști elevi de-ai dumneavoastră, ce vă spun? Vreți să vă spun cea mai tristă concluzie la întrebarea dumneavoastră care... De ce e tristă? Am să vă spun. Știți cum parcă ziceți că ne-am vorbit și îmi puneți numai întrebări care îmi convin. Și să vă spun de ce. E tristă pentru că, din păcate, datorită valorii pe care au avut-o elevii mei, în Buzău au rămas foarte puțini. Toți sunt în străinătate, toți sunt în București, toți sunt în orașele mari, toți sunt pe la firme deosebite, iar în Buzău, iertați-mă și să mă ierte, că sunt și elevi deosebiți care au rămas în Buzău, dar au rămas foarte puțini. Și vreau să rețineți că la întâlnirea aceasta pe care ce păcat pentru urbe! Și
Îmi cer scuze că v-am întrebat. Curbe, da, dar vă dați seama că un om valoros nu o să stea într-un târg de provincie și o să moară, ci când de fapt datorită valorii sale se poate lansa și se poate desprinde și obține niște rezultate și financiare și profesionale și de altă natură într-un oraș mai mare sau chiar peste hotar. Și să înțeleg, domnul profesor, pentru că mulți dintre elevii dumneavoastră au plecat din Buzău, sunt mai puțini cei care vă salută pe stradă? Și apoi o să încerc și o întrebare mai delicată. Nu sunt mai puțini care mă salută, dar știți, fac o mică paranteză poate neconformă cu nivelul, aș zice eu, plăcut și rezonabil al discuției, dar dau un exemplu poate stupid, dar mă refer la profesorii care au predat la liceele astea de profil din industrial din județ și care au devenit, să zicem, vânzători, comercianți de mică factură. Ăștia, cum să vă spun, se regăsesc în Buzău și ei și își întâlnesc elevii pentru că datorită performanțelor pe care le-au obținut au rămas pe loc. Dar ai mei au zburat și au rămas foarte puțini aici și n-aș zice că nu sunt destui. Dar totuși numărul lor este nesemnificativ în raport cu numărul mare de elevi pe care i-am avut și pe care, mă rog, nu eu, ci școala, liceul Hașdău i-a dat și i-a format. Vi s-a întâmplat vreodată, domnul profesor, nu știu, să recunoașteți poate un elev de al dumneavoastră pe stradă care să nu vă salute? Poate datorită faptului că prin vârsta pe care o am și anii care au trecut să nu mă mai recunoască. Dar nu mă refer la acest lucru. Cineva care știu, să... Știu la ce vă referiți, știu la ce vă referiți și încerc să vă răspund. Poate măcar asta e o întrebare mai tăioasă, așa zice. Nu, deloc tăioasă, e o întrebare foarte simplă pentru mine, vă spun. Și vă răspund foarte exact la ea. Adică sunt și elevi cărora le-a fost rușine că nu s-au ridicat la nivelul pretențiilor mele, văzându-și sau văzând colegii lor care s-au detașat și acești elevi îmi ocolesc privirea dintr-o stare de jenă că nu s-au ridicat deasupra condiției lor, să zicem, intelectuale. Și ăștia, nu că mă evită, dar se prefac că nu mă cunosc, dar sunt foarte puțini, vă spun sincer. Și asta numai ca să vă răspund la întrebare, că numărul lor este așa de nereprezentativ încât... Se poate să fie vreunul, domnul profesor, sau poate mai mulți, care să considere că, nu știu, în activitatea dumneavoastră didactică n-ați fost foarte corect cu el sau cu ei? Că poate i-ați notat... mai puțin. Nu le-ați acordat întreaga... Știți ce vă rog? Dacă vreți să vă răspundeți la această întrebare, n-aveți decât să vă duceți pe internet, să vă uitați la notele pe care le am primit de la elevii mei că au dat calificative. V-ați uitat pe ele, nu? Și am și note de 5, de 10, am și note de 2, și dacă unui elev i-am dat o notă de 3, el mi-a dat mie 2, că vorba aceea a avut acces la internet, dar din păcate sunt, sau din fericire sunt puțini și până la urmă media mea este... Ăla de ce credeți că v-a dat nota 2? Pentru că era, vă spun, un elev submediocru, pentru că era un elev slab, și pentru că probabil atât îl ducea și mintea. Pentru că dacă avea puțină inteligență sau puțină, să zicem, capacitate să înțeleagă că vina nu este a mea și că este a lui, poate că n-ar fi procedat așa, dar nu mă deranjează.
Bun, mergem mai departe, domnul profesor, și o să încerc să grăbesc așa, poate ritmul discuției, întrebările și poate și răspunsurile dumneavoastră vor fi puțin mai concentrate și aș vrea să vă întreb cum vi se pare, domnul Crămarenco, învățământul din ziua de azi, comparându-l cu cel pe care îl știați dumneavoastră, nu știu, poate acum 10, 20, 30 și chiar 40 de ani, pentru că ne spuneați că de 40 sau că 42 de ani la rând ați fost profesor la liceul HJ. Și aș vrea să ne referim aici, pe de o parte la elevi, pe de altă parte la profesori. Există părerea asta în momentul de azi, domnule, că nu se mai învață cum să învăța odinioară. Împărtășiți acest lucru? Să știți că îl împărtășesc, dar parțial. Vă mărturisesc că există elevi și la ora actuală care, datorită educației pe care au primit-o, datorită părinților care se îngrijesc de viitorul și de perspectiva dezvoltărilor, sunt cu nimic deosebiți de ceilalți pe care avem tendința să-i apreciem pentru că au crescut cu 20-30 de ani în urmă. Dar există, vă mărturisesc, și elevi care, datorită unor influențe din familie, datorită modului în care părinții lor au reușit să obțină niște avantaje sau rezultate materiale deosebite prin eforturi minime și printr-o pregătire școlară necorespunzătoare sau uneori execrabilă, își dau seama că în viață se poate răzbi pătrunde și pe ușa din dos sau și dacă ești mecher și știi să dai din coate, așa să ajungi și să obții aceleași rezultate ca și părinții lor și atunci ce rost are să muncească. Și nu vă dau niciun, nu fac niciun secret din faptul că dacă vă duceți la orice discotecă o să vedeți fel de fel de beizadele acolo care învârt zeci și sute de mii de lei așa și din păcate în afară de ceea ce se întâmplă acolo altceva nu știu. Vreau să spuneți, domnul profesor, că poate înainte de 89 această ascensiune pe scara asta a poziției sociale se făcea mult mai corect decât în ziua de azi? Din păcate. Din păcate vreau să vă spun și deși sunt cu totul sau am fost un om care nu vreau să spun lucruri grave, dar am fost și urmărit de securitate pentru că spuneam bancuri așa zis politice și bineînțeles că nu erau bancuri spuse la adresa unor oameni nevinovați și acelora care ne conduceau. Adică vă mărturisesc că un inspector general foarte bun profesor și într-un fel prieten, pentru că altfel mi-o spunea mai din timp, mi-a zis, zice, băi Cremarencule, vezi că primul secretar mi-a spus mie acum 7-8 ani, nu mai era inspector general, că tu spui bancuri politice la școală și mi-a zis să mă ocup de tine. Păi zic, bine ați făcut că nu mi-ați spus, că dacă îmi spuneați, cred că intram în panică și cine știe ce aș fi făcut. Dar grație înțelepciunii acestui inspector general, nu mi-a spus că aceste glume care eu le făceam... Dar chiar făceați glume? Dumneavoastră atunci, seriosul din cancelare spunea domnule, glume? Nu vă supărați. Treaba cu seriosul v-am spus care este. Serios eram numit la facultate. În aici, când am venit la liceu... Și liceu nu o să vi se spune? Nu, sub nicio formă. Eu n-am mai auzit termenul ăsta de serios de 40 și ceva de ani de când am terminat facultatea. Dar vă mărturisesc cât de serios mă vedeți, să știți că am simțul umorului și uneori lumea zice că sunt și agreabil. Bineînțeles că nu toți, că nu poți fi pe placul tuturor. Da. Despre profesorii din ziua de azi, domnul Crămarenco. Despre profesorii din ziua de azi. Să știți că este iarăși o întrebare foarte bună. Este regretabil și aș zice că aș face un
lucru nepotrivit să vă spun că generațiile de copii de astăzi sunt uneori sacrificate datorită faptului că prin procedeul în care sunt selectate valorile și prin modul în care ele sunt recompensate în societatea noastră actuală, nu întotdeauna acces către învățământul superior cu profil pedagogic cele mai bune valori. Ăsta e și motivul pentru care, vă spun sincer, am ajuns ca profesor de matematică să mă laud cu faptul că am foști elevi medici foarte buni, foști elevi avocați foarte buni, iar din păcate, din ăștia care să se ducă și să se facă profesor, ăștia sunt mai puțini. Știți? Și să mă ierte, poate că unii sunt, nu vreau să generalizez, dar sunt și din ăștia care în sfârșit se duc acolo ca să termine și ei o facultate. Bun, și... dar putem înțelege lucrul ăsta datorită faptului că în învățământ să câștigă prost sau foarte prost, fără, da? Fără e normal ca mulți dintre absolvenți să nu se îndrepte spre o carieră didactică. Și asta este cauza principală. Cea financiară. Și cea financiară. Numai cei care, vă spun, au o anumită chemare, au o anumită dorință, o anumită dragoste, o anumită tendință de a se realiza din punct de vedere profesional, să zicem, pe această direcție, numai aceștia se îndreaptă către facultate, dar o fac conștienți fiind că nu vor reuși niciodată să ducă o viață prosperă. Mai e și altă problemă, domnul Cremarenco. Poate mulți profesori cu har, da, au intrat în învățământ, la un moment dat renunță la lucrul ăsta și din nou încă un motiv pentru scăderea calității cadrelor didactice. Nu mai zic că unii au devenit și căpșunari. Da, preferă altceva, iată, dincolo poate de destinul lor de la catedră, da, să facă altceva. Dar vreau să vă întreb un lucru important, domnul Cremarenco. Ziceți. L-am mai discutat pe parcursul acestei emisiuni și aștept un răspuns de la dumneavoastră și e un răspuns cu greutate, ceea ce vă spune dumneavoastră. Vi se pare normal, domnul Cremarenco, că în ziua de azi se întâmplă foarte des lucrul ăsta, sau mai ales la școlile din mediul rural, să fie trecuți clasa, elevi, sau ca profesorii să dea note mari, da? Sau mult mai mari decât ar merita elevi. Să fie anumiți elevi care, domnule, sunt, ați folosit noastră cuvânt puțin mai devreme termenul ăsta, nu știu dacă poate greșesc, că sunt varză la o anumită materie, da? Varză n-am pronunțat. N-a spus varză, a spus în altfel, dar nu mai mi-aduc eu aminte. Să merită o notă de 2 sau de 3 și totuși profesorul să-i dea nota 7-8 pentru a-l trece clasa. Vi se pare un lucru normal ăsta? Vă spun, este cel mai regretabil lucru care se întâmplă în învățământul românesc și nu întâmplător. Școala noastră este de multe ori foarte frecvent discutată în termeni necorespunzători în Occident. Dar la întrebarea dumneavoastră vreau să vă spun că în orașele mai mici sau în comune unde toți sunt rude sau cuscri sau cumnați sau verișori și unde relațiile sunt foarte apropiate între părinți și profesori, din cauza asta elevii, ținând seama de faptul că au nevoie de note mari, primesc note care sunt în neconcordanță cu valoarea lor. Și vă fac următoarea confidență, să știți că cea mai mare greșeală pe care poate să o facă un profesor este aceea să dea o notă mai mare decât o merită elevul, pentru că îl dezinformează atât pe elev cât și pe părinte. Copilul când vede că are 9 sau 10,
consideră că este bine pregătit, părintele la fel, dar de fapt drama când apare sau când se petrece, atunci când ajung la un examen de BAC, la un examen de admitere, când de fapt și află adevărata lor valoare când este prea târziu. Și de aici pleacă drama. Ei, vedeți, de aici apare și celălalt aspect. Pentru că elevii care învață la licee sau la școli din acestea cu o exigență sporită, din punct de vedere calitativ sunt mai buni, dar notele lor sunt mai mici pentru că exigența este mai mare. Dar dacă compari doi elevi, unul dintr-o școală din asta, și constați că diferența dintre ei este catastrofală, din această cauză elev de nota 10 la școala, iertați-mă vă rog, de la țară, nu știu de unde, că nu dau un nume pentru că nu vreau să lovesc în ceva, dar ajung la liceu și se trezesc că e o notă de 3 și de 4. De ce? Pentru că modul și felul în care ei au fost apreciați acolo a fost într-o totală discordanță cu valoarea copilului și părinții au fost dezinformați. Vi s-a întâmplat, domnul Cremarencu, să vină la dumneavoastră părinții copilului, rudele unui astfel de copil, să spună: domnul profesor, dar eu aveam un copil de nota 10, de 9 și de 10, n-a luat până acum în clasa 9, n-a luat niciodată mai puțin de 7 la matematică. Dumneavoastră i-a spus nota 3. De ce vi s-a întâmplat lucrul ăsta și ce răspuns ați dat? Foarte des mi s-a întâmplat. Am avut chiar o situație cu un părinte care, infatuat, a venit la mine ca diriginte în clasa noua, când trecuseră doar 2-3 săptămâni și nu dădusem încă nicio notă, să-mi spună că, de fapt, are un copil excepțional, că n-a luat niciodată o notă mai mică decât de 10 și că, în sfârșit, când se ducea la toate ședințele cu părinții, se simțea și prost de cât o lăudau profesorii pe fetița lor. Ei, și s-a întâmplat că prima notă care a luat-o la mine această fetiță a fost 6 la matematică. Ei, vă rog să mă credeți că a fost o dramă în familie, iar eu pe undeva m-am transformat într-un om care nu știu să prețuiesc valorile și că vina nu este a copilului, vina este a mea. De ce? Pentru că i-am dat o notă. Mai apare și un alt aspect. Vedeți, noi profesorii putem fi acuzați nu numai de faptul că un copil nu învață și nu învață lucrurile curente pe care trebuie să le știe, dar trebuie să înțelegeți că un profesor de matematică poate să dea nota 2 oricărui elev din clasă dacă el dorește acest lucru. Îi dai o problemă foarte dificilă și nu ți-o faci. Și poți să-i dai 2. Deci este cea mai ușoară și cea mai... Și din cauza aceasta, vedeți, eu sunt într-o totală dispută și discordanță cu profesorii care transformă nota într-un mijloc de disciplinare sau într-o modalitate de a crea atmosfera aceea, știți, să nu zbârne, uite, musca aceea în clasă, știți, să nu se audă. Ei, nu sunt de acord. Vă spun, eu am fost întotdeauna de acord cu dezvoltarea personalității copiilor și, dacă îmi permiteți, nu mi-a spus această întrebare, dar a fost o foarte serioasă discuție după Revoluție cu privire la cum se cheamă, uniformele elevilor. Eu am fost împotriva uniformelor. Uniformele, să știți că uniformizează valorile. O uniformă aduce niște prejudicii incalculabile dezvoltării personalității unui copil care are, să zicem, niște defecte minore, o fată care are, poftim, o anumită... Păi și la HD-ul s-au reintrodus uniformele. Știu. Dar, vedeți, sunt altfel de uniforme, sunt uniforme acceptate de copii. Una este să vină cineva și să-ți impună o uniformă care nu vine bine pe tine și alta este să ai o uniformă cu o emblemă care să-ți facă cinste și să te vadă lumea că ești elev de la liceu HD-ul și alta este să... În sfârșit, să fii la o școală mai puțin renumită sau ceva de genul ăsta.
Domnul profesor, ce părere aveți despre lucrurile astea care se întâmplă în școlile din județul Buzău și încă o dată spun poate mai adesea în mediul rural, copiii trebuie să fie trecuți clasa. Musai, profesorul, da, trebuie să-i treacă pe respectivii clasa, da, că altfel se desfințează clasa, se desfințează școala. Și un profesor aflat într-o situație din asta, la o astfel de școală, într-o situație foarte ingrată. Este, vă spun, o situație într-adevăr neplăcută, dureroasă, dar este și o consecință a modului în care este structurat și conceput învățământul românesc. Noi nu am ajunge la această situație când niște elevi de la un liceu industrial, care sunt veniți acolo să fie pregătiți pentru o meserie, li se predă matematică la nivelul, sau li se pretinde matematică la nivelul unui liceu de matematică informatică. Copiii aceia nu sunt formați, nu sunt construiți, n-au disponibilități intelectuale pentru a deveni ceea ce se vrea. Dar și atunci profesorul ce face? Ca să nu-și piardă catedra sau să nu piardă numărul de locuri din școală încât să fie disponibilizat cineva, îi trece clasa. Și e bine? Domnul meu, aici nu pot eu să spun dacă e bine. Întrebați-i pe cei care creează programe, întrebați-i pe cei care nu se gândesc la a dezvolta o structură școlară și un învățământ pe interese, nu numai ale, să zicem, societății, dar și ale modului în care copilul se poate dezvolta. În sfârșit, vina, să știți că nu este nici la profesor, vina este pe undeva mai sus, în cadrul structurilor superioare și nu-mi permit să vorbesc mai mult. Foarte scurt, domnul profesor, ce ați spus părinților acelei fete care i-a spus nota 6? Și foarte scurt vreau răspunsul. Știți ce am spus? Zic, doamnă, zic, îmi pare foarte rău, dar ați fost dezinformată. Copilul nostru este un copil foarte bun, dar nu de excepție. Și este foarte bun și s-a dovedit că a fost premiantă la limba engleză, dar n-avea veleități la matematică. Deci poți să fii foarte bun, poți să fii un om de excepție, cum v-am vorbit despre cel care s-a dus în Coreea și era deosebit de bun la niște discipline de genul ăsta, dar nu era făcut pentru matematică. Și acum, dacă deschidem subiectul ăsta, vreau să vă spun că matematică poate să învețe oricine dacă pornește bine la început, dacă are niște părinți care să-l ajute, dacă are niște profesori buni și dacă, în sfârșit, condițiile permit, dar văd că sunteți în criză de timp. Suntem în foarte mare criză de timp, mai avem maxim 4 minute din această emisiune și nu v-am întrebat, domnul profesor, ce a însemnat pentru dumneavoastră și ce înseamnă Colegiul BPHD. Păi, ce poate să însemne decât toată viața mea? Acolo am făcut liceu, acolo am petrecut 43 de ani. Vă dați seama, acolo și băiatul meu a terminat liceu, deci, practic, aș zice că liceul HD-ul este echivalent cu căminul meu, cu casa mea, pe care am părăsit-o, mă rog, datorită vârstei, dar sunt legat trup și suflet de ea și faptul că am scris această carte reprezintă o dovadă a dorinței mele de a retrăi ce am construit și ce am făcut acolo și de a mă bucura, mă rog, în forma în care mai este posibil în momentul de față, pensionar fiind, să beneficiez de plăcerea și de bucuria de a fi alături de foștii mei colegi și mai ales de elevii pe care i-am prețuit, pe care i-am iubit, pe care i-am stimat și i-am prețuit foarte mult atunci când au meritat. Înțeleg că vă e foarte greu, domnul profesor, de când ați renunțat la catedră. Este indiscutabil. Nimeni nu poate să spună că prin ieșire la pensie ești fericit. Nu cred. Un ultim lucru, un mesaj de la dumneavoastră, domnul Cremarenco, pentru actuale dascăl din România. Ce sfat le dați? Deci, după părerea mea, dacă și-au ales această
profesiune. Părerea mea este că trebuie să facă, deci depinde dacă au greșit atunci când și-au ales această profesiune, pot să se redistribuie sau să-și direcționeze în altă parte, să zicem, activitatea lor. Dar dacă continuă să fie și dacă vor să nu distrugă niște generații de copii și dacă vor ca respectul pe care acești copii să-l aibă față de ei, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă se vor întâlni pe stradă cu ei și îi vor saluta, înseamnă că și-au făcut datoria. Dacă nu, înseamnă că pe undeva există o greșeală. Și atunci important este ca profesorul să-și dea seama că are omenire și că profesorul nu este, vă spun, un slujbaș. El nu lucrează cu o hârtie sau cu o bucată de metal, el lucrează cu un om, un om care are o sensibilitate, are o viață, are niște trăiri și ca profesor trebuie să fii nu numai simplu transmisător de cunoștințe, ci trebuie să știi să lucrezi și cu sufletele oamenilor, să le modelezi și să dai. Vă spun, cel mai important lucru este să-i dai copilului speranța și încrederea că el va deveni un om și că acest lucru depinde numai de el, dar bineînțeles dacă este dirijat corespunzător și îndrumat de profesor. Ok, mulțumesc frumos, domnul Cremarenco, pentru prezența la această emisiune. Mai avem foarte multe lucruri de disputat. Din păcate am ajuns la finalul acestei emisiuni. Încă o dată vă mulțumesc frumos pentru prezența la emisiune. Sper că le-a plăcut și telespectatorilor mei emisiunea cu dumneavoastră. Vor fi tras multe concluzii după spusele dumneavoastră, după experiența dumneavoastră deosebită ca dascăl. Atât pentru astăzi. Rămâneți pe Campus TV. Peste 5 minute, colega mea Mirela Copariu vă așteaptă la jurnalul Campus TV. Până mâine, eu vă spun la revedere și o seară plăcută!